Exactement. Tu faci tu la bietul, îi faci masaj. Ia uite tot ce te iubește, vezi? Uite cum te strânge. Ce fai? Da, o să că te linge dacă te-o înțepat, uite, vezi? Dar ce stai acolo, fiul tău? Îți se trântește. Uite, 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 uite la... Doamne! Eu fost dor de tine. Ce faci tu acolo, tu, Lili, tu? Ce faci? Faci masaj lui Bia? Mai are un pic și crește cât tine, Bia. Se face tigru. Ia uite, l-avem și pe Iubi. Neața, Iubi. Ia să vedem de curiozitate câte grade sunt. Eu așa ca o babă ce sunt de dimineață, mă uit direct la termometru. 30 de grade. Dar bine că bate soarele pe el și cred că de aia, nu? Da. Dar în mod normal ar fi undeva la 24-25, cam așa. Eu laptele încă nu-l beau, ăsta, cafea, nu-l beau. Pentru că mi-am luat pastila și trebuie să mai aștept. Ce faci, iubi? Ce somn? Ce somn? Te trezi dimineață tare, nu? Ce faină jucăria asta, lui Andrei. Asta am găsit-o afară, în nisip. A lăsat un copilaș. Da, pe lumea acolo ploaie, s-a umflat toată. Da. Am zis că o luăm noi, de ce nu? O lăsăm acolo. Da, ce faină e. Astăzi este fain afară, e senin, niciun orișor. O să fie super cald. Faza este că noi sâmbătă avem nevoie de vreme caldă și parcă văd că nu o să fie, că avem de plecat departe, departe! Neața, neața, vă zic și eu, uite că așa m-am trezit, nu m-am spălat pe față, nu m-am căptănat, n-am făcut nimic, nu mi-am băut cafea, am venit direct în balcon să îmi iau vitamina D3. După aia nu vreau să mai stau, că e prea cald. Și... mai stau un pic, o să mă duc să-mi fac cafeluța, dar astăzi o să beau din aia decofeinizată, pentru că, nu știu, de ceva timp tot beau din asta normală și parcă sunt așa mai agitată, mai nervoasă. Și am zis că fac o pauză să nu mai beau cofeină, să-mi fac din asta decofeinizată și, nu știu. Mă apuc de treabă, astăzi vreau să fac ardei umpluți. Am stat și m-am gândit cu ce, Doamne iartă-mă, să-i umplu. Dar o să-i umplu cu orez, ceapă, morcov și o să pun și niște roșii, două roșii așa. Dar o să mai adaug ceva, pentru că normal carne, nu? Trebuia să umplu, dar am niște soia din aia așa mărunțită și cred că o să pun soia, nu? Ce are? Nu să iasă buni? Ce zici? Încercăm așa? Ce mâncare să faci? Ardei umpluți. Merge, nu? Eu încerc. Carnea trebuie să o dezgheț. Nu m-am dezghețat, deci... normal... carnea nu intră în vlogul ăsta cu... că aia nu am cumpărat-o, știi? Și nici soia nu intră, dar totuși chiar să nu pun nimic. Să lasă așa. Orez cu ceapă și cu morcovi.
Și nu mi-am luat și nici un întână, știi? Că dacă am luat o smântână, făceam niște ardei copți cu ceapă și pe urmă făceam așa un sos, puneam și un pic de smântână, oare mergea? Vorbesc și iaba aici. Nu știu, e singură. Vedem noi ce o să combinăm. O să caut o rețetă, dacă nu pe... pe internet, să văd dacă găsesc ceva cu ardei umpluți. Da. Am comandă de la copii să le fac lapte cu cacao și spumă. Bie i-am făcut. Așa, eu am cafeaua mea decofeinizată cu un pic de spumă. Acum urmează să-i facem și lui Andrei. Cacao care o folosim este asta de la Nesquik. Și e chiar foarte bună. Îți place Bia? Da. Da? Stai că nu se vede. Uite așa. E de inima. E spuma. Da? Spuma. Te auzi. Da, da. Cum face cuptorul? Stai așa. Stai Bia. Dar tu nu bei spuma? Ba da. Uite, lui Andrei punem doar o linguriță. Așa. A, și stai că trebuie să-i fac și lui un pic de spumă. Uh-huh. Că are, vrea și el să bea lapte cu spumă. Gata. S-a dus o cutie de lapte. S-a dus o cutie de lapte. Atât de fain este aparatul ăsta de la Silvercrest. L-am luat de la Lidl, l-am dat 25 de euro, parcă. Mai puțin! Dar face așa de fain spuma și... Uite, uite așa face spuma, Tom. E ușor și de spălat. Ia, uitați. Deci spuma rezistă o grămadă. Uite. Chiar rezistă. Gata, ai băut? Da, dar nu încă tot. Pentru că m-a doar și băut un pic. Ia să vedem. Ce îmi place să fac baloane. Da. Mama, o baloane. Dar unde mergi așa prin cald afară, Andrei? Andrei, te cou. Ia-ți, Andrei. Da, dar nu poți să mergi așa la grădiniță, știi de ce? Pentru că este foarte cald afară. Trebuie să-ți iei un tricou. Ok, ți-ai luat pantalonul scurt. Bine. Tricou ăsta este. Dar trebuie să-ți iei mai eu și tricou. Are pe mai dedesubt. Eu. Ai mai eu? Uite, atunci ia-ți numai un tricou. Este până aici, nu e lung. Dar știe el ce e la tricou, mă. Da. T-shirt. Da. Hai, du-te, mami. Uite că eu între timp îți fac cacaua cu spumă. Da? Da. Auza, cum ai dormit? Da. Bine? Ai mai visat ceva? Da. Ce ai visat? Copii. Copii? Da. Ia auzi. Și tu ce ai visat, Bia? Dar nu pot să spun. Ai fi urât. Oh, dar de ce ai visat ceva urât? Ia uite ce. Cine mai vrea spumă? Da, am dat pe lângă, Andrei, nu nimic, lasă că... Da, da, și punem un pai. Da, fiume. Uite, îți dau verde, da? Uite așa, aici trebuie să ștergem un pic, dăm cu degetul. Uite așa, dar uite că este și un păr de la Lili. Aaa, ce nasol! Ia, ține de toartă! Andrei. Așa. Dar ține-l bine să nu scapi. Da. Ai auzit? Fiume. Mestecă. Așa. Și după aia bea. Așa, mami. Frige? Da. Ai grijă, nu? Mai lasă-l un pic, poate să mai răcească. Ce zici? Cald. Vino aici. Da, e cald. Acum am
amintesc ce am vrut să spun. E visul. Ce ai visat? Am visat că m-am dat un roller coaster. Ioi. Mare. Nu mai mi-aminti. Nu mai mi-aminti de roller coaster, că nu mai vreau să aud niciodată. Tot în Legoland. Tati, ai luat pâine? Nu, astea sunt pentru sandwich-uri. Dacă nu mai avem pâine, am luat pâine. Mai am acolo o bucățică de pâine. Dar el s-a îmbrăcat. Trebuie să-și ia un tricou. Nu-i așa, Andrei? Am făcut sandwich-ul lui Andrei pentru că el o să meargă la grădiniță. Am tăiat această bulcă în două, am pus brânză Philadelphia, din asta pufoasă, și două felii de șuncă. Fructe și legume de genul nu o să-i pun pentru că primește de la grădiniță. Așa, dulciuri nu prea pentru că... dacă îi dau dulciuri, nu o să mai mănânce ceea ce am pus și așa că mai bine las așa. O să-și bea în schimb laptele cu cacao. Așa, și acum, cât este ceasul, este ora 8:30. Ne pregătim pentru mâncare, să facem mâncare. Am de așezat vasele din mașină la locul lor pentru că sunt curate, iar cel din chiuvetă să le pun aici. Pe urmă o să mă apuc de ardei umplăți. Sunt în baie și m-am apucat să-mi fac un mic peeling cu perea asta, să-mi curăț bine fața. Asta am cumpărat-o de la un magazin de aici, dar să știți că curăță foarte bine fața. Chiar simt că intră așa în profunzime și curăță din pori. Deci a fost ieftină. Cred că am dat undeva la 1 euro, 2 euro. Cred că mai puțin. 1 euro, dar îmi place mult cum îmi curăță fața. Plus că partea asta pot să fac un masaj cu ea. Ia uitați. Vedeți? Fac un masaj. Se stimulează circulația. Ia uite, dar ce fain se simte. Super. Și așa, eu nu am timp să-mi fac masaj facial când să am timp, doar duminică, atunci când mă mai ocup de mine. Dar și atunci am multe de făcut. Așa că dimineața, rapid, cu chestiuța asta, îmi rezolv anumite probleme ale feței. Mi-o curăț, apoi masez bine. Și fața mea este, să zicem, masată, hidratată. Nu mai am săpun. Am văzut că sunt o felul de peri din astea electrice care sunt foarte lăudate de multe fete de pe YouTube și mă gândeam într-un timp să-mi cumpăr și eu, dar momentan zic că rămân pe asta. Mai târziu, probabil că nu o să am posibilitate, o să-mi cumpăr și eu o pere din aia, pentru că, într-adevăr, ar avea
mult mai mult efect. S-ar vedea rezultatul mult mai rapid decât cu chestia asta, dar să zicem, momentan este bună și asta. Așa, o spăl bine. M-am clătit. Acum îmi tamponez fața cu prosopul ăsta uscat. Mai las așa un pic să fie fața umedă, astfel încât se hidratează mult mai tare. Și acum o să dau cu crema asta de la Garnier. O știți deja că ia bine ca să-mi hidratez fața. Momentan folosesc chestii mai ieftinoare, așa, în afară de apa micelară de la Vichy, care aia m-a costat, să zicem, undeva la 15 euro. Am cumpărat-o dintr-o farmacie de aici, din orășelul unde stau eu, și da, este bună și trag de ea ca să o am pentru o perioadă mai multicic, așa. Ia uitați ce faină cum se vede, se simte, vedeți? Se lucește, parcă și cearcănele și-au mai revenit, nu mai sunt așa de încercănată. Așa, acum o să-mi fac, să zicem, un machiaj de zi. Am beauty blenderul care este super jegos, dar o să-l spăl, închid și revin. Mă dau și cu crema asta pentru protecția împotriva soarelui. Așa, foarte puțin. Aici. Așa. Ia uitați ce fain strălucește fața și cu crema asta de la Bevola. Bună. Acum o să-mi fac un mic machiaj așa de zi. O să folosesc camuflajul de la Malvils. Practic s-a șters de aici scrisul. Asta este nuanța 12 și o să iau cu degetul. Chiar îmi place foarte mult camuflajul ăsta. Acoperă tot și nu este nevoie să îmi aplic și fondul de den, pentru că astăzi am de gând să stau în bucătărie iară, să fac mâncare. Pe urmă, probabil că am să mai strâng prin casă, poate am să calc, să văd cum am chef. Așa. Și aici un pic. În general îmi dau cu camuflajul atunci când am pete, chestiile astea care mă deranjează să le văd cu ochiul liber, și mai bine mă ajut de un camuflaj. Acum cu beauty blenderul îl întind peste tot unde am nevoie. E chiar umezit bine. Vreau să mă apuc să fac ardei umpluți. I-am scos de la frigider, așa arată. Avem două caserole. Avem o pungă de orez cu bobul mic, rotund, un morcov. Mă gândesc să pun 3 cepe, dar poate o să pun chiar 4, două roșii, și o să adaug niște soia mărunțită în loc de carne. Asta este, o să adaug din asta, pentru că, sincer să fiu, chiar nu știu, să le mănânc așa simple, fără carne, fără nimic. Încerc câteva fără și câteva cu soia. Să vedem ce o să iasă.
Gata, am pus ardei la foc. Așa am reușit să-i așez. Mai îmi trebuiau vreo câțiva ca să pot să-i las așa în picioare, dar i-am culcat. Nu am avut ce să fac. Sper să nu se spargă și să iasă pe aici prin oală, orezul și toate cele. Dar, cu Dumnezeu înainte, o să iasă, cred că, bine. Și am lăsat așa aproape la jumătate, ca să nu fiarbă chiar foarte tare și să arunce toată compoziția dinăuntru afară. Așa că abia aștept să înceapă să fiarbă și să simt mirosul ăla de ardei umpluți. S-au terminat ardeii de fiert. Aproximativ o oră au fiert. Arată foarte, foarte, foarte bine. I-am și gustat. Mai trebuie puțină sare, dar o să-și pună fiecare în farfurie. Miroase chiar foarte bine. Pot să zic că acești ardei sunt ardei vegetali, fără carne. Ia. Abia aștepți. Dar știi ce ne lipsește? Smântână. Dar avem niște smântână din aia acră. Cred că o putem folosi pe aia. De ce? N-are nimica. Nu știu. Hmm? Nu știu. Ba da, merge. Merge cu puțină smântână. A, dar nu faci așa, că îi crapi. Lasă-i. Și așa sfierți. Mama, facem astăzi macarons? Facem acum. Mâncăm și după aia ne apucăm de macarons. Uite cum arată. Da. Dar știi că avem prăjitură? Eu am cumpărat prăjitură. În cumpărăturile astea, eu am cumpărat prăjitură. Avem din alea prăjiturie cu frișcă așa și cu vișine. Nimica. Dar vrei neapărat să facem macarons, așa e? Da. Andrei mănâncă și el cu plăcere ardei. Adică fără ardei, doar compoziția. Îți place, mami? Mhm. Da? Asta. Și smântânica asta? Asta este o smântânică de aia mai acrișoară. Tata, îmi doase mece. Zaura. Rainbow. Așa. Șmant. Da, șmant. Și așa arată ardeii mei umpluți. Destul de fain, cred că, nu? Și gustos. Și dacă lui Andrei îi plac, înseamnă că sunt ok, nu? Totul bun. Da, Bia a mâncat deja. Gata, ea n-a mai avut răbdare. I-a fost foame și a mâncat rapid. Dacă vă interesează ce mâncăm în seara asta, tot supă. Am pus un pic de smântânică. Și Andrei la fel, dar Andrei nu știu ce are. Parcă nu vrea să mănânce. Cred că ați mâncat voi prostii, așa-i? Konnichiwa. Da. Konnichiwa? Haka. Și eu tot am acolo niște supă. Da, păi seara ce să mâncăm? Ceva mai lejer, așa. Nu? Ce zici? Poate facem și macaroni în seara asta, dar e cam târziu, Bia. Știi cât e ceasul? Nu. No. Facem. Nouă. Scrie aici. Da, facem rapid. Cred că nu durează mult. Facem macaroni. E atât de mare. Da, hai mănâncă supa aia și... Andrei! Tu unde ești? Aici scrie, o să facem astăzi macaroni. Ping! Ok. Tosca, tu ce vrei, mami? Nu pot să-ți dau ție de astea să mănânci, că după aia... Vomiți. Ca să nu zic în alt mod. Nu, no, dar ți-am pus acolo mâncarea, e mâncarea ta, nu? Nu. N-am. A mea supă este iute, așa că nu cred că o să-ți placă. Uite, vezi că nu-i place. Și Lili? Liniuța? Miau! Dacă copiii tot insistă, o să le fac în seara asta macarons. Himberi, să vedem ce o să ne iasă. Adică cu smeură, așa, tot timpul uit. Himberi ăsta înseamnă smeură. Și avem nevoie de... Pentru aluat ne trebuie 2 ouă. Apoi pentru cremă 100 ml lapte, 1,5% grăsime, dar eu am din ăsta gras, așa că pe ăsta o să-l folosesc. Să vedem instrucțiunile pentru aluat. De proteine. Cantorul a 2 lingurițe, așezați pe 36 de bărâște de patiserie. Da. Aproximativ 2,5
centimetri. Distanță uniformă pe o tavă. Wow, e roz! E roz? E acum una ta. Amestecăm și după aia lăsăm 30 de minute, da. Știi? Da. Mai ai nevoie de rețeta? Crema, ia vezi crema. Ah, macarons. Ah, da. Da. Turnați 100 ml de lapte într-o cradiță, adăugați pudra, crema și amestecați până când s-a rezolvat complet. Aduceți totul la fierbere. Cu agitare constantă și fierbeți aproximativ 30 de secunde. Bin. Scoateți tigaia de pe foc și lăsați crema să stârcească 20 de minute, amestecați ocazional. Sfatul nostru se amestecă prăjit bun. Sub cremă de budincă, ca în macarone, de asemenea leh. A se păstra departe de căldură. Acum vedem rețeta. Cum să facem? Asta trebuie să o las 30 de minute. Acum să duc o alămică. Pip, pip, pip. Așa. Să punem 100... Uite ce poz mi-am pus. 100 de mililitri de lapte. Dar unde e ăla la altul? Uite, mama. Uite cum se vede de aici. Uite. Cad stele. Peste tot. Oh, da. Nu mai este lapte, Bia. Da, mai e. Uite, eu vreau lapte. Nu. Nu mai e. Asta e nou. E nou, da. Nu mai avem lapte. Mm-mm. Știi tu? Afară de ăsta... Trebuie să luăm lapte. Nu așa se turnă... Ba, se toarnă așa, lasă. Nu, trebuie în partea cealaltă ca să nu vrei să stropească totul. Lasă că nu se întâmplă nica. Stai tu liniștită. Uite, stai așa să... Unde era ala? Uite. Aici e rețeta. Da, am turnat 100 de mililitri lapte rece în tigaie. Punem praful ăsta peste lapte și îl amestecăm bine, bine. În momentul când începe laptele să fiarbă, mai amestecăm 30 de secunde, după care îl dăm deoparte, așa se zice. Uite că sare plastic, vezi? Bine, ăsta trebuie cu foarte ca. Da. Păi de-aia e plastic ăla. Șaize. Păi uite cum de... Mi se face mie mizerie în asta. Ia, să amestecăm. Păi și ăsta e tot așa roz. Da. Totul e roz. Da, uite. Macaronți cu himbere. Da. Asta e ca un fel de budincă. Mhm. Wow. O să ne iasă macaroane. Da, ce fain miroase. Miroase a zmeură. Da. Via. Miroase a zmeură. Ia să vedem cum arată laptele. Roz. Roz. Și acum amestecăm. Uite, așa o să iasă. Fierbe, până începe să fiarbă, după care 30 de minute mai amestecăm. Ce este crema. Da, ea trebuie să stea 30 de minute să odihnească, după aia trebuie să o așezăm în tavă, toată. Aha. Dar trebuie cercuri să facem. Da, dar aia cu pungă. Asta nu sunt macaronete. Astea sunt lipii. Ia uitați cum i-au ieșit mie macarons. Da? Pe cutie arată roz, iar la mine s-au făcut maro. Cred că i-am și ars un pic. Voilà! Aceștia sunt macaronții mei arși. Dar sunt foarte gustoși. În comparație cu ce era pe cutie. No way! Horror! Egal, sunt buni, să știți, chiar sunt buni, așa arși cum sunt, dar sunt buni, sunt gustoși. Dragii mei, după cum ați văzut, macaronții mei nu mi-au ieșit, i-am ars, habar nu am, nu știu să fac macaronții, deci cu toate că am citit pe prospect și m-am ghidat după, nu mi-au ieșit, i-am ținut prea mult la cuptor, probabil că cuptorul meu arde prea tare, trebuia să-i las la 150 de grade, la mine cuptorul este foarte vechi, nu este gradat, așa că nu pot să-mi dau seama exact unde este 150 de grade și mi-au ieșit așa. Dar nu e nimic.
Mâine dimineață cu un pic de lapte, merg rapid, sunt gustoși, sunt sățioși. Adică dacă mănânci unul din ăsta, nu-ți mai trebuie că sunt foarte dulci. Eu, sincer să fiu, cred că am să mănânc unul, chiar dacă am gustat unul din ăsta, așa tot am să mănânc, pentru că eu sunt mega pofticioasă și trebuie neapărat să, dacă văd ceva dulciuri care îmi plac și așa, neapărat să le gust. Și, da. Cum vă ziceam, este 11 fără un sfert. Mă duc să-mi fac un duș pentru că părul meu arată horror. Azi am transpirat foarte tare pentru că a fost foarte cald afară. Nu am mai avut chef de absolut nimic să mai fac prin casă. Urma astăzi să calc rufe. Nu am reușit să calc. Încă le mai am acolo în lighean. Am putut să sortez doar niște lucruri, niște prosoape care le-am pus în locul lor. Am o pătură care și aceea trebuie să o pun pe canapea. Este spalată. Nu sunt foarte multe de sortat și de călcat, dar na, o să se adune pentru că mai am ceva pe sârmă afară, niște din astea rufe mai închise. Oricum, zilele mele în timpul săptămânii cam așa te curg, pline de dimineață până noapte chiar, pentru că na, copiii se culcă undeva pe la 9, 8 jumătate, 9, cam așa, dar vara pe la 9. Și pe urmă mă duc să fac și eu un duș, să mă relaxez în cele din urmă. Deja sunt obosită, nu știu dacă puteți să vă dați seama, abia vorbesc, abia deschid gura, dar na, ce să-i facem, se înțelege, așa că nu vă mai rețin. Sper că v-a plăcut și acest vlog. Ați văzut, astăzi am gătit ardei umpluți, au ieșit foarte, foarte buni. Mai am vreo 4 bucăți mari, așa că o să am și mâine, dar mâine cred că o să fac niște... o să fac niște cartofi la cuptor cu pulpe de pui care mi-au mai rămas pentru că copiii vor neapărat să mănânce și cred că asta o să fac, iar mâncărica de fasole o să o las undeva pe joi, cred că joi, pentru că noi mai avem de mâncat, adică noi avem ardei, la copii le fac cartofi cu pui. Sau las ardeii pentru joi și o să mâncăm mâine cartofii cu pui. Dar mă bucur foarte tare că cumpărăturile care le-am făcut de 40 de euro am reușit să mă încadrez, să fac mâncare, să ajungă. Copiii au mâncat așa pe lângă mici chestii de rânțăială ce mai erau prin dulap, adică niște sticks-uri, mai au găsit niște chipsuri, chipsurile acelea care le-am cumpărat eu de la Lay's. Le-au tocat, nu știu când, dar le-au tocat și mai am multe, adică mai am o cutie aceea cu prăjiturele cu 6 bucăți pe care încă nici nu ne-am atins de ea, bătoanele de cereale cu fructe și alea o cutie întreagă, lapte mai am chiar o cutie, dar o să încerc să mă încadrez. Dacă nu, asta este, nu o să mai bem lapte, o să bem ceai, pentru că avem ceai, de ce nu? Și suc, mai avem ceva suc, așa că mă, eu zic că mă încadrez în acești bănuți, în 40 de ori, deci chiar m-am descurcat bine. Pot să zic că trec cu brio săptămâna asta, pâine doar ce nu a rezistat, am mâncat la 2 baghete. Chiar mi-au mai rămas câteva bucățele așa tar, dar au dispărut, cred că le-au mâncat Iubi sau Andrei, habar n-am, nici nu le-am mai văzut. Astăzi Iubi a cumpărat pâine, niște bălcuțe și pâine de asta feliat, așa că avem pentru mâine și pentru poimâine, iar mă gândesc că pe joi o să fac niște turte pe piatră, am o piatră care am cumpărat-o de la Netto, pe care fac pizza și știți că e foarte, foarte faină și face o pizza bestială.
Așa că pe aia, pe piatra aceea o să fac eu turtele astea, o să vă arăt cum și în ce mod. Așa, așa că nu fac griji, deci o să fie totul ok. Cam astea sunt update-urile de astăzi și ce va fi săptămâna asta. O să filmez și mâine și poimine, deci toată săptămâna o să filmez, în afară de sâmbătă și duminică. Sâmbătă o să fac totul alt vlog, un vlog mai special, o să mergem la cumpărături, o să mergem undeva departe, așa că o să aflați la timpul potrivit. Ia, deja am 6 minute și ceva de când tot vorbesc. Trâncăn, îmi place să trâncăn mult. Ăsta este, să zicem, defectul meu, pentru că vorbesc foarte mult, dar ar putea să fie și o calitate. Voi ce ziceți? Gata, dragii mei, vă pup tare, tare, tare pe toți și ne revedem în următorul vlog. Pa!